Campaniile derulate de Societatea de Salubritate, care au avut drept scop determinarea populației să colecteze selectiv deșeurile, dau rezultate. Mai exact, datorită faptului că nu se mai aruncă la grămadă gunoiul menajer, că sunt folosiți corect sacii galbeni și pubela maro, tariful nu va crește în acest an pentru abonații care locuiesc în oraș. Se scumpește sau nu se scumpește gunoiul menajer în 2017 în municipiul Buzău? În municipiul Buzău, în principiu, nu. Doar dacă mai apar ceva prevederi legislative, gen majorare salariul minim sau eu știu ce ar putea să mai apară. Dar datorită acestei taxe pe care se va plăti la fondul de mediu, nu. Datorită faptului că noi am luat măsurile de reducere a cantităților depozitate de câțiva ani buni la Buzău, inclusiv prin acea investiție în stația de sortare pe care am făcut-o. Nu același lucru se poate spune despre abonații din mediul rural, din cauza faptului că pun în pubele chiar și gunoiul de grajd, dar și resturile din grădină. Pentru clienții Societății de Salubritate de la țară, tarifele vor crește cu 80 de lei pentru o tonă. La comune, în mediul rural, în schimb, da, se va majora cu această taxă, pentru că acolo gunoiul adus se duce direct în depozitul ecologic, nu vine în stația de sortare, întrucât nu este conform. Este amestecat cu tot felul de resturi de crenci, de, eu știu, praf, măturătură din curte, gunoi de grajd și, ca atare, el ar trebui selectat un pic la sursă, în sensul că colectarea pe care o facem de acolo va trebui să o facem să fie numai gunoi menajer. Pe viitor, pe termen lung, dacă abonații își vor însuși toate normele de colectare selectivă și le vor pune în aplicare, este posibil ca prețul gunoiului să scadă, pe măsură ce cantitățile de deșeuri menajere care ajung la groapă vor fi mai mici.